Este din ce o să începem slujba Sfințirii. Am mai așteptat puțin să vă adunați și dumneavoastră mai mulți. Am așteptat pe cei care n-au putut ajunge mai devreme. Acum o să ieșim afară cu toții pentru câteva minute. O să avem o mică rugăciune, scurtă rugăciune în biserică, apoi ieșim cu toții. Noi o să ieșim după dumneavoastră. Dumneavoastră o să ieșiți întâi în fața bisericii. Nu o să putem înconjura cum se face de obicei, dar o să fim înaintea bisericii, o să facem acolo o rugăciune și apoi intrăm cu toții în biserică. De data aceasta episcopii și preoții mai întâi și apoi dumneavoastră credincioșii și vă așezați așa cum sunteți acum, bărbați în partea dreaptă, femeile în partea stângă și vă rugați împreună cu noi în timpul Sfințirii Bisericii. O să alterneze psalmii cu rugăciunile, noi o să și facem foarte multe lucruri aici. Avantajul lipsei iconostasului astăzi este că veți putea vedea tot ce facem noi în Sfântul Altar. Adică cum ridicăm masa Sfântului Altar, pentru că este
Și muncă fizică nu este numai o lucrare de binecuvântare, adică numai rugăciunea. Muncim, vedeți, piatra aceasta se va pune și se va lipi deasupra mesei, deasupra piciorului mesei Sfântului Altar. Deci biserica încă nu e zidită, altarul se zidește și se sfințește în același timp. Este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e sufletul meu în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă.
Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Nemincinos în făgăduințele tale, cel ce ai dăruit Sfinților tăi mucenici a se nevoi, cu nevoința cea bună a săvârșit călătoria bunei credințe și a păzit credința adevăratei mărturisiri. Însuși, Stăpâne Preasfinte, milostivește-te cu ale lor rugăciuni și ne dăruiește și nouă credincioșilor robilor tăi a avea împreună cu dâns și parte și moștenire și ca următor, făcându-le lor, să ne împărtășim și noi din bunătățile pe care Tu le-ai gătit la Tine pentru dânsii, cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, a unei născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Sfintei Stăpânii noastre, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților, îndreptează lucrul mâinilor noastre, al nevrednicilor robilor Tăi și ne învrednicește întru toate a-ți plăcea, fie stăpânirea împărăției Tale binecuvântată și proslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Acum ieșiți cu toții în fața bisericii. Este o măsuță acolo. Este o măsuță. Este o măsuță acolo în fața sa. Sfinților mucenici, Lord,
Înțelepciune! Din cartea a treia a regilor citire. Să luăm aminte! A stat Solomon înaintea jertfelnicului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel și și-a ridicat mâinile sale la cer și a zis, Doamne Dumnezeul Israel, nu este Dumnezeu asemenea ție nici în cer sus, nici pe pământ jos. Tu păzești legământul și ai milă de robii tăi care umblă cu toată inima lor înaintea ta. Tu ai împlinit ce ai greit către robul tău David, tatăl meu, căci ce ai greit cu gura ta, aceea astăzi ai împlinit cu mâna ta. Și acum, Doamne Dumnezeul Israel, să împlinești ceea ce ai greit cu robul tău David, tatăl meu, zicând, nu-ți va lipsi niciodată înaintea mea un urmaș care să șadă pe tronul lui Israel, dacă fiii tăi își vor păzi drumul lor, purtându-se așa cum te-ai purtat tu înaintea mea. Și acum, Doamne Dumnezeul Israel, fă să se adeverească cuvântul tău, care l-ai greit cu robul tău, David, tatăl meu. Oare adevărat să fie că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? Cerul și cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin acest templu pe care l-am zidit numelui tău. Însă caută la rugăciunea robului tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu, ascultă strigarea și rugăciunea lui cu care se roagă astăzi, să-ți fie ochii tăi deschis ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care tu ai zis, numele meu va fi acolo, să ascult strigarea și rugăciunea cu care robul tău se va ruga în locul acesta. Să asculți rugăciunea robului tău și a poporului tău Israel, când ei se vor ruga în locul acesta, să asculți din locul șederii tale din ceruri, să asculți și să miluiești. Binecuvintează în al prea sfințite stăpâne. Slavă Sfintei cele de o ființă nedespărțite și de viață făcătoarei trăi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește!
aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în viața Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român și irlandez de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, pentru preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru lucrurile mâinilor noastre și ale fraților celor împreună cu noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească biserica aceasta și jertfelnicul ce este întrânsa, cu pogorârea, cu puterea și, lucrarea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstită biserica aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne! Că-ți fie să fie toată slava acesta și împunarea Tatălui și Fiului și Sfântul Duh acum și purea și Dumnezeu nostru, în al preasfinției stăpâne, Domnul este luminarea mea și mântuirea mea, de cine nu voi teme. Domnul este apărător vieții mele, de cine mă voi înfricoșa. În înțelepciune, epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte, fraților, cel ce sfințește și cei ce se sfințesc, din curul sunt toți. De aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frați, zicând, spune voi fraților mei numele tău, în mijlocul bisericii te voi lăuda. Și iarăși voi fi încrezător în el, și iarăși iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. De ce vreme ce pruncii s-au făcut părtași,
sângelui și trupului, în același fel și El s-a împărtășit de acestea, ca să însurpe prin moartea sa pe Cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să îi spăvească pe acei pe care frica morții ținea în robie toată viața. Căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avraam a luat. Pentru aceea dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu pentru curățirea păcatelor poporului, căci prin ceea ce a pătimit, fiind însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, căci nu trup, ci și sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți spun ție că tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Slavă! Mare mila ta, rugăm reție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale, și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, pentru Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Ușilor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
moartea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, preoți, slujitorii, binecredincioșii, parohia acesteia și a tuturor celor ce sunt aici de față, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că bună și iubitor de oameni Dumnezeu e, și ție mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel ce pe zidirea ta cu singur cuvânt l-ai făcut-o și la ființă ai adus-o cu negreite cuvinte și înfrumusețându-o pe ea și cu Duhul ce se purta pe deasupra ei ai strâns-o și ai vărsat peste ea și lumina aceasta de soare spre înnoirea ei. Cel ce ai insuflat pe sluga ta Moise a adăugat oarecare aleasă laudă nespusei frumusețea făptuii tale, zicând că ai văzut tu lumina că este bună și zi ai numit-o pe ea. Și noi, pe făptura ta aceasta, văzându-o și pe soarele acesta prea strălucit, în toate zilele înnoindu-o, te slăvim pe tine, soarele adevăratei zile și lumina ta cea neînserată. Cel ce prin Fiul tău ai poruncit nouă a înnoi firea noastră, prin Sfântul Tău Duh, ca și prin darul acesta dreptii să strălucească ca soarele, iar zidirea toată să-și primească înnoirea sa. Pe Tine te rugăm și Ție ne cucerim, Părintele Cuvântului, Domnului și Dumnezeului nostru, caută cu ochii milostiv spre noi, păcătoși și nevrednici robii Tăi, care locuim în această casă cerească, adevăratul jertfelnic al negreitei slavei tale și trimite pe preasfântul tău Duh peste noi și peste toată moștenirea ta. Duh drept înnoiește inimile noastre și cu Duh stăpânitor întărește-ne pe noi. Pace și bună sporire conducătorilor noștri dăruiește, iar celor care prin semința lor cu dumnezeiască dragoste au făcut zidirea aceasta și Sfințirea Bisericii, dă iertare păcatelor și toate cererile spre mântuire. Deșteaptă-i spre lucrarea poruncilor tale și dă-le darul înnoirii Sfântului tău Duh, ca fără de o sândă să se închine ție singurului adevăratului Dumnezeu și unii a născut Fiului tău, lui Iisus Hristos, pe care l-ai trimis și vrea Sfântului tău Duh pentru rugăciunile Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Se sfințește biserica aceasta cu hramul Buna Vestire și toți sfinții români prin stropirea cu această apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir în numele Tatălui, Amin. Și al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh, Amin.
Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încurat, rugați-vă cei ce săvârșim înnoirea ta cinstită tale biserici acestea, care se ridică în numele sărbătorii bunei vestiri și a tuturor Sfinților Români și fă o bea adevărată închipuire a preasfintei tale biserici, adică a trupului nostru pe care prin prealăudatul apostolului tău, Pavel, încă și lăcașul trup al Hristosului tău, ai învrednicit-o asemenea. Întărește-o pe ea până la sfârșitul viacului, a fi într-o dină neclintită și preaslăvită, și ne vrednicește pe noi slavei tale și Mânăvescut Fiului Tău, Domnului nostru Iisus Hristos și preasfântului Tău Duh, aduce întrânsa în bună cunoștință și în toată priceperea, laude, jertfe și toxologii fără o sândă, și închinându-ne ție în frica ta, să fie bine primiți în durere, să fim bine primiți în durerilor tale și bine plăcute să fie bunătății tale rugăciunile noastre acestea, pe care le aducem negreite milostivirii tale pentru noi și pentru tot poporul tău. Cu rugăciunile prea curate, Stăpânii noastre, Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, că Sfânt ești Dumnezeul nostru, că ție slavă înălță, Tatălui și Fiului, Sfântului Duh, acum și pururia, și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai pus în cerul cetele și oștile îngerilor și ale oamenilor, spre slujba slavei tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților Îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porți veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acela împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați pe peten porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acela împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porți veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acela împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Hristos, slavă-n din morți,
și primește rugăciunile noastre, care neîncetat ne-mi se aduție, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Cel ce ești viața tuturor și învierea. Dumnezeul nostru, care și această slavă ai dăruit-o sfinților tăi mucenici, celor ce pentru tine s-au nevoit ca în tot pământul, prin sfintele tale lăcașuri să se semene sfintele lor moaște, ca să răsară și să odrăslească roduri de tămăduiri, însuți, Stăpâne, Cel ce ești dătător tuturor bunătăților, pentru rugăciunile sfinților, cărora ai binevoit a se pune moaștele lor în cinstit lăcașul acesta, Sfânta Muceniță Paraschevii și Sfinții 40 de mucenici din Sebastia, învrednicește-ne pre noi fără de osândă a-ți aduce în el jertfa cea fără de lege și ne dăruiește nouă tuturor toate cererile spre mântuire și răsplătește și celor ce se nevoiesc aici pentru Sfânt numele Tău, ca minuni să faci prin Sfinții Tăi pentru mântuirea noastră, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Și porți grijă de mântuirea neamului omenesc, primește rugăciunile noastre nevrencilor robilor Tăi și nevrednicește pe noi în acest ceas, ca noi la biserica acestea zidite spre slava Ta și spre mântuirea noastră și spre cinstirea preasfinte născătoare de Dumnezeu și a tuturor sfinților români, fără de osândă să o putem plini și în ea, întemeierea Sfintei Mese, să o putem săvârși, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Credincioși, Părintele Profesor va citi acum crisovul pe care îl vom pune în piciorul Sfintei Mese împreună cu Sfintele Moaște ale Sfinților pe care i-am pomenit acum, și anume Sfânta Muceniță Paraschevii și Sfinții 40 de mucenici din Sebastia. Hristov, cu bunăvoirea Tatălui, cu împreună lucrarea Fiului și cu desăvârșirea Sfântului Duh, trăimea cea de o ființă și nedespărțită, s-a zidit această Sfântă Biserică, închinată Maicii Domnului, din centrul capitalei irlandeze, cu hramurile Buna Vestire și Duminica Sfinților Români, prin jertfa preoților slujitori Ioan Irineu Crăciun și Petru Ioan Vlaic și a bunilor noștri enoriași, după planul arhitectului Christopher Ryan Jr. După îndelungi umilințe creștinești îndurate, înălțarea Sfintei noastre biserici s-a făcut cu mare jertfelnicie într-o perioadă de numai 9 luni, din data de 6 iulie 2016 până
în 24 martie 2017, din dorința ca de Buna Vestire 2017 să putem sluji prima Sfântă Liturghie în Biserica Maicii Domnului, aflată atunci încă între schele. Întreaga zidire a fost măestrit lucrată de brațe harnice românești provenind de pe ambele versante ale Carpaților și ale Prutului, sub conducerea exemplară a șefului nostru de șantier și prim lucrător, meșterul Mihai Oprișan. Enoriașii noștri specializați pe fiecare tip de lucrare și-au oferit serviciile lor în mod voluntar, în timp ce alți enoriași au asigurat partea martei spre slava lui Dumnezeu și din iubire de neam. S-a târnosit Sfânta noastră Biserică Parohială prin rugăciunile înalt preasfințitului Mitropolit Iosif, Arhiepiscopul Europei Occidentale și Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, având împreună slujitori pe preasfințitul Ignatie, Episcopul Hușilor, înconjurat de un distins sobor de preoți și diaconi, în Duminica a patra a Sfintelor Paști, 29 aprilie 2018. Prin aceasta se aduce prin os de cinstire întregului nostru neam românesc, întrucât târnosirea Sfintei noastre Biserici s-a făcut în anul centenar al Marei Uniri, 1918-2018, a tuturor românilor într-un singur stat român unitar și indivizibil sub sceptrul regal și augusta coroană română. Pentru rugăciunile preacuratei tale Maice, stăpâna noastră, înscrie, Doamne, în cartea vieții din cer numele fericiților ctitori, dinpreună cu numele tuturor binefăcătorilor, ziditorilor, ostenitorilor și închinătorilor Sfintei noastre Biserici. Așa să ne ajute Dumnezeu. Semnează Iosif, arhiepiscop și mitropolit, Ignatie, episcopul Hușilor, dinpreună cu toți preoții slujitori. Amin. Veșnică pomenire titorilor Sfântului Lăcașului acestuia. Veșnică pomenire titorilor Sfântului Lăcașului acestuia. Veșnică pomenire titorilor Sfântului Lăcașului acestuia. Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați nevoit.
lumina și slava Domnului peste tine a răsărit. Această casă Tatăl a zidit, această casă Fiul a întărit, această casă Duhul Sfânt a înnoit, o a luminat și a sfințit sufletele noastre. De demult noi în Biserica Solomon, jertfe de animalele cuvântătoare și ardere întrese adus, Doamne, iar când ai binevoit, Mântuitorule, a se strica umbrele și a se cunoaște adevărul, jertfă fără de sânge, marginile lumii aduc slavei tale, că toate le stăpânești, toate le sfințești, cu Sfântul Tău Duh. Înnoirile ale cinstii, legea cea de demult avea obicei, iar mai vârtos cele noi ale cinstii se cuvine prin înnoiri, că se înnoiesc ostroavele către Dumnezeu, precum zice Isaia, care trebuie a înțelege bisericile cele din păgâni, care acum sunt așezate și au luat temitare de la Dumnezeu. Pentru aceasta și noi, înnoirile acestea, asemenea duhovnicește, să le prăznuim. Și lăudat foarte și măreția Lui nu are sfârșit. Neam și neam vor lăuda lucrările Tale și puterea Ta o vor vesti. Măreția slavei sfințeniei Tale vor grăi și minunile Tale vor istorisi. Și puterea lucrurilor Tale înfricoșătoare vor spune și slava Ta vor povesti. Pomenirea mulțimii bunătății Tale vor vesti și de dreptatea Ta se vor bucura.
Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Bun este Domnul cu toți și îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Să te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale și cuvioșii Tăi să Te binecuvinteze. Slava împărăției Tale vor spune și de puterea Ta vor grăi, ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea Ta și slava măreției împărăției Tale. Împărăția Ta este împărăția tuturor veacurilor, iar stăpânirea Ta din neam în neam. Credincios este Domnul întru cuvintele Sale și cuvios întru toate lucrurile Sale. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe toți cei gârboviți. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc și Tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschizi Tu mâna Ta și de bunăvoință saturi pe toți cei vii. Drept este Domnul în toate căile Lui și cuvios în toate lucrurile Lui. Aproape este Domnul de toți cei ce-L cheamă pe El, de toți cei ce-L cheamă într-o adevăr. Voia celor ce se tem de El o va face și rugăciunea lor o vor auzi și va mântui pe dânsii. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc pe El și pe toți păcătoșii îi va pierde. Lauda Domnului va grăi gura mea și să binecuvinteze tot trupul numele cel sfânt al Lui în veac și în veacul veacului. Cel mare și l-a investulat pe dânsul cu înțelepciune spre întocmirea și ridicarea cortului mărturiei, în care erau închipuirile și formele adevărului, cel ce a dăruit lui Solomon înălțimea cugetului și lărgimea inimii și prin trânsul ai ridicat biserica Ta cea veche și sfinților Tăi apostolii ai noi darul închinării în duh și al slujirii cortului cel adevărat. Și prin trânsi în tot pământul ai sădit sfintele Tale biserici, ca să se aducă în ele prea sfintele și cele fără de sânge jertfe, care e binevoit a se zidi această sfântă biserică de acum, într-un numele slăvitei bunei vestiri și ale sfinților români, într-o slava Ta și a unui născut Fiului Tău și a Sfântului Duh, însuși Cel ce fără de ce ești fără de moarte și mare Dătătorule Împărate, adu-ți aminte de îndurările Tale și de milele Tale, că din veac sunt, și nu te scârbi de noi cei întunecați cu mulțimea păcatelor și nu strica așezământul Tău pentru necuvința noastră, ci treci și acum cu vederea greșalele noastre și ne întărește și ne umple pe noi cu darul și cu pogorirea Sfântului și de viață Făcătorului Tău Duh, fără de osânda săvârși înnoirea bisericii acesteia,
și a face sfințirea jertfernicului din ea, ca și în acestea binecuvântându-te cu psalmi, cu laude și cu slujbe de taină, milostivirea ta totdeauna să o slăvim. Așa, Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului, auzi-ne pe noi păcătoși rugăm-ne ție și trimite pe Sfântul Duh cel închinat și atotputernic și sfințește lăcașul acesta, umple-l pe el de lumina cea veșnică și îl alege pe el lăcaș plăcuție, fă-l pe el scaun slavei tale, împodobește-l cu dumnezeieștile tale daruri cele mai presus de lume, fă-l pe el a fi liman celor îndiforați, lecuire patimilor, scăpare bolnavilor, gonire dracilor, să fie ochii tăi deschiși către el ziua și noaptea, și urechile tale luând aminte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu smerenie intră în el și cheamă prea cinstitul și de mare cuvință numele tău și oricâte vor cere tu vezi și auzi în cer sus și fă milă și milostiv fiilor, păzește-i pe ei neclintiți până la sfârșitul veacului, iar jertfelnicul cel zidit în el cu puterea și cu lucrarea Sfântului tău Duh, arată-l a fi sfânt a sfintelor, preamărește-l pe el mai mult decât altarul celor din legea veche, încât dumnezeieștile jertfe ce se vor săvârși să ajungă la sfântul cel mai presus de ceruri și tainicul tău jertfelnic și ne dă darul umbririi celei prea curate, că nu în facerea nevrednicilor noastre mâine punem nădejdea, ci într-o a ta necuprinsă bunătate, că Sfânt ești Dumnezeul nostru și întru sfinții și cinstiții mucenici care pentru tine s-au nevoit, te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Slavă Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Slavă lui Dumnezeu, slavă Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Stropni-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzului meu vedea bucurie și veselie bucuroase vor oasele cele smerite. Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Ochii toți. Închideți ochii. Înnoiește-te, înnoiește-te, noule Ierusalime. Înnoiește-te, înnoiește-te, noule Ierusalime. Înnoiește-te, înnoiește-te,
După ce am pus Sfintele Moaște în piciorul Sfintei Mese și am acoperit piciorul Sfintei Mese, după cum ați văzut, cu masa propriu-zisă, cu piatra propriu-zisă, am spălat Sfânta Masă, am stropit-o cu aromate, ceea ce ați simțit și dumneavoastră, cu apă de trandafir, și acum o să o ungem cu Sfântul și Marele Mir și apoi o acoperim și o îmbrăcăm exact așa cum se îmbracă și omul nou botezat. Să luăm aminte! Aleluia, aleluia, aleluia. Să luăm aminte. Aleluia, aleluia, aleluia. Să luăm aminte. Aleluia, aleluia, aleluia. Iată acum ce este bun și ce este frumos de când nu mai a locuit frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap care se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, care se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Ermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în viață.
și evangheliste Matei, roagă pe Hristos Dumnezeu să dea iertare sufletelor noastre. Sfinte Apostole și Evangheliste Matei, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinte Apostole și Evangheliste Matei, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinte Apostole și Evangheliste Marcu, roagă pe milostivul Dumnezeu să dea iertare greșelilor sufletelor noastre. Sfinte Apostole și Evangheliste Marcu, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinte Apostole și Evangheliste Marcu, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinte Apostole și Evangheliste Luca, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinte Apostole și Evangheliste Luca, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinte Apostole și Evangheliste Luca, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinte Apostole, Evangheliste Ioan, roagă pe milostivul Dumnezeu să dea iertare greșelilor sufletelor noastre. Sfinte Apostole,
Ioan, rogă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Acum vom pune cămașa peste Sfânta Masă. S-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeul lui Iacob, nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit, în țarina lui Iar. Intra vom în locașurile lui, închina ne vom în locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și chivotul simțirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptatea și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratul s-a Domnului lui David, adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi spune, pe scaunul tău de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului. Aici voi locui, căci l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi vor sătura cu pâine. Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbăvire și cuvioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătită în făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia mea. Să
Oh,
nicăjduind nu voi slăbi. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă. Aprinde rânchii mei și inima mea, că mila ta este înaintea ochilor mei și bine mi-a făcut adevărul tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege, nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi întru cele nevinovate mâinile mele și voi înconjura șerfelnicul tău, Doamne, ca să aud glasul laudei tale și să spun toate minunile tale. Doamne, iubita în buna cuviința casei tale și locul lăcașul slavei tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu săvârșitorii, vărsătorii de sânge viața mea, într-o ale căror mâini sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu într-o nerăutatea mea am umblat. Izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, căci piciorul meu a stat într-o dreptate. Într-o adunări te voi binecuvânta, Doamne! Se sfințește biserica aceasta cu hramurile, buna vestire și toți sfinții români prin stropirea cu această apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir în numele Tatălui. Amin! Aici. Mai departe, jos. Bine, că nu poate să... Așa. Și al Fiului. Amin! Al Sfântului Duh. Amin! Yeah.
Lumina lui Hristos luminează tuturor. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte cântând. Înțelepciune biserica ta și a așezat pe pământ ceata preoției care este închipirea slujirii îngereștele din cer. Tu, Stăpâne, Cel ce ești mare, dăruitor, primește-ne și pe noi, care acum ne rugăm nu doar că suntem vrednici a cere aceste lucruri mari, ci ca să se arate cu vârșirea bunătății tale, că n-ai încetat în tot felul bine a face neam rămânesc, iar ca început al binefaților care a dăruit arătarea cea cu trupa unui născut fiului tău, care pe pământ arătându-se și strălucind celor din întuneric, lumină de mântuire s-a adus pe sine, pentru noi jertfă și s-a făcut curățitor a toată lumea și ne-a făcut pe noi părtași învierii sale. Și suindu-se la ceruri, a îmbrăcat pe ucenici și apostolii săi, precum a făgăduit cu putere de sus, care este Duhul cel Sfânt, închinat și atotputernic, care de la tine Dumnezeu și Tatăl purcede. Și ne-a făcut destoinici cu fapta și cu cuvântul, a dat botez al punerii de fii, a ridicat biserici, a întemeia jertfelnice, a pus canoane și legi de preoție. A lor învățătură, având noi păcătoși și cădem către tine, Dumnezeule cel veșnic, și ne rugăm ție îndurate. Pe biserica aceasta care s-a zidit spre lauda ta, umple-o de dumnezească slava ta și pe acest jertfelnic arată-l sfânt al sfintelor. Ca noi cei ce stăm lângă dânsul, ca la înfricoșatul, scaun al împărăției tale, fără de osândă, să slujim ție rugăciuni, trimițând pentru noi și pentru tot poporul tău și aducând jertfa cea fără de sânge, bunătății tale, spre iertarea păcatelor, celor de voie și celor fără de voie. Buna îndrumarea vieții spre propășirea în bine și spre plinirea toată dreptatea, că bine este cuvântat numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Peste cuvioșii părinții noștri, pentru multă iubirea ta de oameni, ai binevoit să se întindă și până la noi, păcătoși și nevrednici robii tăi. Drept aceea ne rugăm ție, Stăpâne mult milostive,
umple de slavă și de sfințenie și de dar jertfelnicul acesta, ca jertfele cele fără de sânge, ce ți se vor aduce întru el să se prefacă în preacuratul tău trup și cinstitul sânge al Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a unii a născut Fiului tău spre mântuirea a tot poporul și a nevrednicilor noastre, că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iisus a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte viață dăruindu-ne, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea sfințite stăpâne, binecuvintează. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le, adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale tuturor sfinților români ocrotitori acestui sfânăcaș, și ale Sfintei Mucenițe Paraschevii și ale sfinților 40 de mucenici din Sevastia Armeniei, ale căror moaște s-au așezat în Sfânta Masă, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Christ is risen. Is risen indeed. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și noi ne-a dăruit viață veșnică să ne închinăm Sfintei Învierii Lui, celei de-a treia zi. Hristos!